Ali, în legătură cu ziua de mâine. Să muncim mâine cu spor și cu sârg. După amiază avem șansa să câștigăm sau să rezolvăm ceva foarte important. Berbecii, mai ales mâine după amiază, pot culege roadele de pe urma eforturilor din ultima vreme, eforturi extrem de intense. Taurii vor fi mai activi și mai dinamici după ora 14, așa că dacă vor să certe pe cineva sau să puncteze într-o relație importantă, poziția lor e bine să o facă după amiază. Gemenii, este foarte posibil ca după ziua digitată să simte nevoia să se odihnească și chiar să-și îngrijească sănătatea. Asta este și recomandarea astrelor pentru mâine după amiază. Racii au parte de ajutorul unui prieten, poate mai puțin sperat în acest moment, dar de foarte mare sprijin, așa că e bine să ceară ajutorul în mod explicit dacă nu se descurcă într-o situație. Leii fac apel la toată puterea dată de funcție sau de rolul pe care o au în acest moment și bine fac. Totul este să fie foarte convinși că drumul pe care au apucat sau opinia pe care o au este foarte corectă pentru toată lumea și nu e abuz de putere. Pentru Fecioare este o zi de mâine foarte valoroasă, mai ales după amiază, în zona relațiilor cu oficialii, dar și a studiilor. Pot valorifica o informație pe care au, dar și o diplomă și cunoștințele pe care le-au acumulat. Balanțele e bine să fie un pic mai atente la calitățile persoanelor din preajma lor. Le-ar prinde bine susținere, încurajare, optimism sau o laudă, așa că e bine să se gândească în alți termeni și să privească din altă perspectivă ce fac bun cei de lângă ei. Scorpionii au o zi bună, mai ales mâine după amiază. În plan relațional sunt fermecători, nimeni nu le rezistă, este ziua lor, aș spune, de aceea dacă au o doleanță e bine să o anunțe mâine. Pentru săgetători se anunță o după amiază plină de muncă, dacă trag chiul în prima parte a zilei după amiază, însă ar face bine să muncească, să nu plece prea devreme de la birou, pentru că pot avea rezultate foarte bune. Și o mică atenție pentru sănătate n-ar strica. Capricornii au o legătură foarte bună cu copiii sau cu cei tineri, pot îndruma și învăța, sunt practici și dau sfaturi practice, de aceea experiența lor de viață este absolut minunată și potrivită pentru cei care au nevoie de ea. Vărsătorii e bine să se gândească dacă sunt pregătiți pentru următorul pas, dacă au tot ce le trebuie, resursele necesare, chef și sănătate, pentru că au planuri foarte mari în această perioadă, dar e bine și să vadă dacă sunt pregătiți într-adevăr. Iar pentru pești, mâine după amiază, o informație vitală poate să ajungă la urechile lor, pot de asemenea să aibă o întâlnire cu o persoană extrem de importantă pentru ei, care fie îi sfătuiește, fie le dă mai departe un dosar, de exemplu, sau îi ajută într-un demers. Mulțumesc mult, Amelia, ne vedem mâine după amiază, acum însă mergem mai departe.